Lăudați să fie Domnul! Preoților, mă bucur din toată inima să fiu împreună cu dumneavoastră. Am petrecut deja câteva zile minunate în mijlocul comunității române pentecostale din Torino. Aș vrea să am o apreciere deosebită pentru păstorii dumneavoastră care au făcut posibilă această vizită și această părtășie. Mulțumesc fratelui pastor local, fratele Petrică, fratelui Mitică. M-am bucurat să-l întâlnesc pe fratele pastor Gigi Muntean, despre care am auzit multe lucruri frumoase, mai ales având în vedere începutul lucrării de aici, din Torino. Mă rog ca Domnul să-i binecuvânteze și să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă aduc salutul Bisericii Elim din Chicago, harul și pacea Domnului și de asemenea al Uniunii noastre, harul și pacea să vă fie înmulțite. Așa cum s-a anunțat, vom avea o temă pregătită pentru familii. Mă gândesc la cei care sunt căsătoriți de foarte multă vreme și spun ce să mai învățăm. Cu ajutorul Domnului, câteva luni puține în urmă am împlinit 40 de ani de căsnicie și încă mai am de învățat. Și îmi place să învăț. De asemenea, mă uit la tinerii, tinerele care sunt aici, spun, noi nu suntem căsătoriți. Nu sunteți, dar vreți. Și sunt multe lucruri pe care e bine să le știți dinainte. Vă promit că e bine să le știți dinainte, pentru că cel mai bun lucru e să învățăm din învățătură și poate chiar din greșelile altora decât din ale noastre. Iată de ce aș vrea să supun atenției dumneavoastră un text destul de tradițional referitor la familie, o familie binecuvântată, și anume Proverbe, capitolul 31, de la versetul 10. Proverbe 31 cu 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoți, de departe își aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale și împarte lucrul peste zi slujnicelor sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără, din rodul muncii ei sădește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Vede că munca ei merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea, ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Ea își face învelitori, are haine de in subțire și purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Ea face cămășile vinde și dă cingător negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea vechează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâine ale nevirii. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și îi aduce laude zicând: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Amin. Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Probabil doar din lectura acestui pasaj v-ați gândit că totul este despre această femeie.
Femeia ideală a Bibliei. Femeia din Proverbe 31. Există lucruri care se înțeleg dintr-un pasaj biblic și există lucruri care se subînțeleg într-un pasaj biblic. Și în această seară vom vorbi din lucrurile înțelese și din lucrurile subînțelese, dar care sunt tot așa de reale. Astfel că vom vorbi mai întâi despre o femeie cinstită, după care vom vorbi despre bărbatul femeii cinstite și apoi despre copiii femeii cinstite. Accentul cade pe femeie în această seară, în textul citit, dar începe cu bărbatul. Pentru că în primul verset pe care l-am citit spune: cine poate găsi o femeie cinstită? Bineînțeles, nu o să punem pe nimeni să răspundă la întrebarea aceasta, mai ales nu folosind ideea generică, cine poate găsi, cine ar putea găsi, cine va putea găsi, ci întrebând cine a găsit o femeie cinstită cu toate calitățile acestea. Eu mă rog din toată inima să fi fost fiecare dintre noi, fiecare dintre dumneavoastră, și dați-mi voie să cred că în partea mea dreaptă, aici unde stau surorile, sunt o mare, mare mulțime de femei care fac cinste Evangheliei. Domnul să le binecuvânteze. Când vorbim despre o femeie cinstită, prima dată vorbim despre valoarea unei femei cinstite. Textul abordează aspectul acesta, valoarea unei femei cinstite. Și spune: cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Să știți că mărgăritarele sunt foarte prețioase. Pentru ca să se producă un mărgăritar, o perlă, este nevoie de mult timp, este nevoie de condiții speciale în natură. Și un mărgăritar sau o perlă costă extraordinar de mult. E foarte posibil ca perlele sau mărgăritarele să fie cele mai scumpe pietre prețioase, dacă nu printre cele mai scumpe. O femeie cinstită depășește valoarea mărgăritarelor. Ce vrea să ne spună nouă aici cuvântul lui Dumnezeu este că dacă am găsi nu știu câte mărgăritare, aici nu spune e mai de preț decât un mărgăritar, ci decât mărgăritarele. Uite, așa vreau eu să zic că înseamnă e mai de preț decât toate mărgăritarele. Dacă zicea 1, 2, 3 sau 9, m-aș fi interesat să știu cât costă și v-aș fi dat o cifră. Și aș fi spus, o femeie cinstită valorează atât. Dar în momentul în care înțeleptul spune ea e mai de preț decât mărgăritarele, îmi permit să cred că a inclus în acest cuvânt toate mărgăritarele, câte ori fi ele în lumea asta. O singură femeie cinstită valorează mai mult decât astea toate. Nu știu câți bani ar trebui să ai să plătești și să aduni toate mărgăritarele din lume. Vreau să vă spun că cele mai multe mărgăritare încă n-au fost descoperite, sunt încă ascunse. Continuă oamenii să le găsească prin scoici, pe unde le găsesc.
categoric că n-au reușit să le găsească și să le adune pe toate. Câte s-au găsit sunt de mare preț. O singură femeie cinstită valorează mai mult decât toate mărgăritarele, și cele pe care le-am găsit și le avem, și cele pe care nu le avem. Acum, un pic pentru surori. Există tentația în lumea în care trăim să credem că valoarea noastră este dată de mărgăritare. Și este o goană în societatea noastră de a aduna bijuterii și mărgăritare cu care să ne împodobim, crezând că așa ne crește valoarea. Pentru ca o femeie să fie de o asemenea valoare și să fie de un asemenea preț și să fie comparată cu mărgăritarele, ea nu trebuie să poarte mărgăritarele. De fapt, am observat, nu vreau să fiu răutăcios, dar cu cât o femeie poartă mai multe mărgăritare din punct de vedere spiritual și din punct de vedere familial, îi scade valoarea, nu-i crește. Când o femeie este îndrăgostită de asemenea lucruri și de aparența exterioară, nu că nu trebuie să ne îngrijim frumos, în limitele decenței și modestiei, dar cu cât este mai pasionată și poate mai obsedată de aceste lucruri exterioare, spiritualitatea ei scade și bugetul familiei sărăcește. Nu îi crește cu nimic valoarea, pentru că și-a pus aur, argint și pietre scumpe. Alte lucruri dau valoare unei femei cinstite. Iată de ce, în al doilea rând, după ce am văzut valoarea unei femei cinstite, haideți să vedem virtuțile unei femei cinstite. Pasajul acesta este plin de virtuțile ei. Virtuțile ei îi dau valoare. Calitățile ei îi dau valoare. Și ele sunt mai multe la număr. În primul rând, femeia din Proverbe 31 este o femeie tipică. Ca să mă fac înțeles, femeia aceasta nu are nume. Nici măcar nu este o anumită femeie. Înțeleptul nu spune, am văzut o familie, am văzut femeia respectivă și vreau să vă dau de model pe femeia cutare. Nu. Chestiunea este generică. Cine poate găsi o femeie cinstită? O femeie cinstită. Nu acea femeie cinstită. Pentru că, dragii mei, dacă ar fi rare ca perlele, toți bărbații ar intra în depresie. Câțiva ar reuși să găsească o femeie cinstită. Nu, femeia aceasta este tipică. De la primele rânduri de aici până la ultimele din spate, toate surorile se califică să fie această femeie. Pot substitui numele lor în locul literei O. Femeie cinstită. E o femeie tipică. Cine poate găsi o femeie cinstită? Și pe urmă începe să o descrie. Iată de ce, dragii mei, în Biserica Domnului Iisus Hristos, o femeie cinstită are un preț mai mare decât mărgăritarele. Dar nu este o femeie la fel de rară ca mărgăritarele.
Mă rog din toată inima ca fiecare soție din Biserica Domnului Iisus Hristos să fie o asemenea femeie. Fiecare bărbat din Biserica Domnului să fie binecuvântat cu asemenea femeie. Mi-a spus cineva odată că mă laud și am spus, nu mă laud. Dacă m-aș lăuda pe mine, dar vreau să vă spun că eu am găsit o asemenea femeie. Și trăiesc de 40 de ani un asemenea miracol, cel puțin pentru lume. Mie mi se pare că e ceva obișnuit. Și am întâlnit mulți frați, foarte mulți, care cred la fel ca mine, că cea mai cinstită dintre toate femeile este soția lor. Dacă ați avut o astfel de experiență până acum, mă bucur din toată inima să vă binecuvinteze Domnul Iisus. Este posibil, e posibil! Femeia din Proverbe 31 nu este o femeie pe un pedestal, o statuie, o imagine, un standard abstract. Femeia din Proverbe 31 ești tu. Și cu femeia din Proverbe 31 poți să fii căsătorit tu. Numai trebuie să lucrăm la lucrul ăsta. Și știți care este frumusețea tuturor lucrurilor? Și de ce femeia asta este o femeie tipică? Noi toți suntem în devenire. Creștem, ne maturizăm, ne formăm. Materia primă este acolo. Cine poate găsi o femeie cinstită? Păi când ai găsit-o, ea încă n-a făcut nimic din toate lucrurile descrise aici. Dar materia primă este acolo. Și zi după zi și an după an învață, se formează, se modelează, crește, devine. Ăsta este un ideal, un standard către care creștem și devenim exact cum ne maturizăm în Hristos, când ne pocăim. Cuvântul Domnului spune că suntem socotiți neprihăniți, dar încă n-am făcut nicio faptă bună. Suntem socotiți neprihăniți prin credință, dar începem să ne asemănăm din ce în ce mai mult cu standardul nostru, cu idealul nostru, cu căpetenia desăvârșirii noastre care e Domnul Iisus Hristos. Și procesul acesta de asemănare de la o zi la alta ne duce spre desăvârșire și spre împărăția lui Dumnezeu. Acum, în graficul acesta al devenirii noastre, niciunul dintre noi nu suntem în același loc. Noi suntem niște puncte împrăștiate în graficul ăsta. Unii mai sus, alții mai jos. Și mă refer acum la surori. Unele sunt mai tinere și mai noi în viața de căsnicie, încă învață anumite lucruri, altele mai cu experiență. Unele trebuie să coboare înapoi un pic, că știți, Biblia spune, întoarce-te de unde ai căzut și să reia lucrurile, să ne mai facă o dată ca să iasă bine. Trăim pe un pământ unde suntem imperfecți, dar ne luptăm să devenim, ne luptăm să fim din ce în ce mai aproape de perfecțiune, de desăvârșire. Femeia aceasta este o femeie tipică. E oricare dintre dumneavoastră. E oricare dintre soțiile dumneavoastră. Când vă uitați la ele, nu le vedeți doar prin prisma locului unde au ajuns în această creștere, ci priviți-le prin credință, văzând în ele idealul pe care Dumnezeu vrea să-l perfecționeze, pentru că, dragi frați, dacă ne uităm la noi și noi suntem în același grafic, noi de multe ori ne uităm la soțiile noastre, poate că și soțiile se mai uită la soților, cu ochi de judecător, analizând, evaluând și spunând, nu ești ce scrie aici. E o mare pagubă și e un mare rău. Îți faci răuție. Te înjosești pe tine.
ar trebui să lupți, să-ți ajuți soția, să-ți ajuți soțul în fiecare zi, să devină din ce în ce mai mult ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici, pentru că asta este o femeie tipică, poate fi oricare, doar să dorească. Și mai mult decât atât, atunci când vorbim despre o familie ideală, despre o femeie ideală, despre o femeie tipică, o femeie cinstită, niciodată să nu excludeți din posibila noastră devenire nevoia de pocăință și de îndreptare. Harul și mila iertării. Oricând și pe orice punct al traiectoriei devenirii noastre ne putem opri și putem avea un moment de pocăință, un moment de iertare și un nou început. Ăsta este, de fapt, scopul pentru care prezint această temă astăzi. E o femeie tipică, în al doilea rând. A doua virtute a femeii cinstite este o femeie cucernică. În versetul 30 spune, dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Odată ce am stabilit că aceasta este o femeie tipică, poate fi oricare, puteți fi toate, această femeie. Începutul începutului, pentru că înțelepciunea și cartea proverbelor este o carte a învățăturilor înțelepciunii, a proverbelor înțelepciunii. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. O femeie temătoare de Dumnezeu va fi cinstită. Cum Biblia spune în Efeseni că femeia trebuie să se teamă și de bărbat. Sper că niciun bărbat nu înțelege prin asta și nicio femeie că trebuie să fie terorizată, înspăimântată. Aștepte zmeul să vină acasă. Modelul autorității noastre, stimați frați, este Domnul Iisus Hristos. Și dacă modelul nostru este Domnul Iisus Hristos, frica de Domnul trebuie să însemne respect și trebuie să însemne un asemenea respect încât nici prin cap nu-mi trece să-i fac rău bărbatului meu, zice că îi face bine. Este o femeie cucernică, se ferește de rău. În fiecare zi, toate acțiunile ei sunt guvernate de întrebarea, face parte această vorbă, această faptă, locul acela unde mi se propune să merg. Toate lucrurile acestea fac parte din repertoriul de viață al unei femei cinstite. De la prima oră dimineața se duce la garderobă, așa se îmbracă o femeie cinstită și prin prisma temerii de Domnul. E atentă. De-a lungul zilei când vorbește cu copiii, cu soțul, cu vecinii, cu colegii, cu altcineva, trece vocabularul acesta, expresia aceasta, atitudinea aceasta, testul temerii de Dumnezeu și a unei femei cinstite, e o femeie cucernică care are un filtru al temerii de Dumnezeu, care își analizează viața și filtrează absolut tot ceea ce este gata să facă sau să spună prin prisma acestui principiu superior care bate toate celelalte lucruri, teama de Dumnezeu. Așa este un om cucernic, așa este o femeie cucernică. Ea nu face un pas fără să analizeze
l-aș face cu Dumnezeu de față? Și, dragii mei, vreau să vă avertizez, Dumnezeu este întotdeauna de față. Credeți lucrul ăsta? Eram la geamul locuinței pe care o aveam în statul Pennsylvania, am locuit câțiva ani acolo, într-un orășel, și citeam, fereastra era puțin ieșită în afara casei și aveam un fel de platformă cu niște salteluțe pe care stăteam chiar la geam. Și când citeam, mă uitam pe geam. Era foarte plăcut, când ploua, când ningea, când era soare, când bătea vântul, era un loc extraordinar. Te uiți, foarte aproape erau munții, se vedeau de la fereastră și ăla era locul meu favorit. Și uitându-mă, luând o pauză de la citit, uitându-mă, trotuarul era foarte aproape de casă. Casele erau foarte aproape de stradă, probabil 3 metri maxim de la casă era trotuarul pe care se trecea și, pe urmă, stradă. Un domn, foarte bine îmbrăcat, în costum, într-un pardesiu, era toamnă, cu o geantă de avocat din aia mare, mergea grăbit pe trotuar, l-am văzut venind, n-a văzut săracul că două dintre plăcile trotuarului nu erau la același nivel. Aia care îi stătea în față era puțin ridicată. A tras un bombeu în bucățica aia de ciment de asfalt, geanta a zburat într-o parte, pălăria a zburat în alta, el a zburat, toate au zburat. După ce a aterizat, a sărit imediat în sus și primul lucru pe care l-a făcut, după ce și-a adunat pălăria și geanta, s-a uitat să vadă de ce a căzut. A văzut diferența de nivel dintre plăcile trotuarului. După care a început să se uite în toate părțile să vadă cine l-a văzut. Norocul lui că nu era nimeni, era pustie strada. Și cum stăteam acolo sus, i-am zis, așa ca să aud eu, că el n-avea cum să aude, i-am spus, uite-te și sus. Eu îl vedeam de undeva de la etaj, el sus nu s-a uitat. Acum, probabil, nu i-a trecut prin cap. Noi când trecem pe stradă, nu ne trece prin cap că cineva stă la geam să uită la noi. Însă, stând acolo, m-am gândit că așa suntem și noi de multe ori. Ne uităm în toate părțile. Cine și ce vede? Însă atunci când un copil al lui Dumnezeu își trăiește viața uitându-se în stânga și în dreapta, înainte și înapoi, și de multe ori și jos, dar niciodată în sus, acesta este un stil de viață și spun cu litere mari, ateizat, trăim ca ateii. Ca și când Dumnezeu n-ar exista. Când ne interesează părerea tuturor, dar nu și părerea lui Dumnezeu. Când ne interesează ce văd toți ceilalți, dar nu ne interesează ce vede Dumnezeu, care vede dincolo de ceea ce poate vedea omul. Vede în mintea, în inima, în ascunsul ființei noastre. Am devenit un fel de atei. Pentru că nu cine zice Doamne, Doamne, ci cel ce trăiește în respect față de voia lui Dumnezeu, o femeie cucernică care se teme de Dumnezeu înainte să-i pese de orice și de oricine. Asta nu înseamnă că trebuie să trecem prin viață ca niște oameni aroganți și obraznici, cărora nu ne pasă de nimeni și de nimic. Eu când îl aud pe câte unul care spune, mie nu-mi pasă ce zic oamenii, ascultați, vă spun care e adevărul, le pasă de mor de le pasă. Asta este un sistem de
defensiv, de apărare. Mie nu pasă ce spună, dar taci din gură că-ți pasă. Cum să nu-ți pese? Îți pasă. Dar înainte să-ți pese de oricine altcineva, să ne pese, frați și surori, de ceea ce zice Dumnezeu despre noi. O femeie cucernică, în al treilea rând, o femeie harnică. Cuvântul femeie și cuvântul hărnicie e tot una. Sunt sinonime. Înseamnă același lucru. Nici nu putem concepe ca o femeie să nu fie harnică. Noi bărbații mai suntem de multe ori visători, mai facem diferența între asta e pentru femei, asta nu e o treabă care... asta nu e pentru bărbați. Bineînțeles, avem și noi hărnicia noastră. Dar o femeie harnică zbârnie. Îmi aduc aminte de mama mea. Mama mea a fost exagerat. I-a spus-o și tata, i-am spus-o și eu. I-am spus, tu nu mai ești harnică. Tu ne epuizezi, ne obosești, ne sperii, ne îngrozești. La etajul 6, în țară, a deranjat-o faptul că nu spală nimeni geamurile pe afară. Cine spăla în România geamurile pe afară? La blocuri. Și într-o seară a venit tata de la servici și ne-a găsit pe noi copiii în bucătărie ascunși, băgați în bucătărie. Am întrebat, ce-i cu voi aici, mă? I-am zis, am venit aici pentru că asta vrea să moară, uite, cade de la etajul 6 și nu vrem să fim acolo să vedem când cade de la etajul. E sus, pe pervazul de la geam, cu mâna pe după geam, șterge geam. Taică mi-a început să zâmbească, nu i-a venit să creadă. Când s-a dus în dormitor, după el și noi, în sufragerie, după el și noi, era, o ținea de fustă. Zice, hai mă Mariuțu, dă-te jos, măi, dă-te jos, te rog eu frumos de tot, te rog eu frumos. Las că mai e un pic, uite acolo, în colțul ăla, și era colțul ăla. Până la urmă, săracul n-a mai ajuns, a tras-o în casă, a trântit geama, zis, măi, lasă-mă în pace. Vreți, mă, lași văduv, copiii ăștia orfani. Acum, eu nu mă refer la o asemenea hărnicie, să muți mobila prin casă toată ziua, bună ziua. Mai făcea o treabă, când dădea parchetul de 2-3 ori pe lună cu ceară și 3 zile eram la patinoar. Ne compătimeam unii pe alții. Nu vreau să zic chiar așa. Dar totuși, nimic nu-i stă mai rău unei femei decât să fie leneșă. Fetelor, învățați-vă de pe acum să fiți harnice. Nici să nu trebuiască să vină mama și să spună, hai dragă și ajută-mă la bucătărie. Asta trebuie să devină un fel de hobby, un fel de plăcere a voastră, un fel de sport al vostru. Să învățați să gătiți bine. Nu trebuie să vă spună, fă-ți curățenie în cameră sau fă curățenie. Când vezi că trebuie făcută curățenie, vedeți, știți care este partea diferită între o femeie și un bărbat? La un bărbat, și bărbatul e harnic, dar trebuie să-i spui ce să facă. Vezi că nu merge asta, vezi că trebuie reparat aia, vezi că trebuie schimbat aia, vezi că trebuie vopsit acolo. Să le binecuvinteze Domnul Iisus, că dacă n-ar fi să ne spună ce să facem, n-am ști ce să facem. Unei femei nu trebuie să te duci să-i spui ce să facă. Ea are inițiativă, este ca într-o afacere. Când un patron e patron, care e diferența între patron și muncitor? Patronul când se duce, el știe ce trebuie făcut și știe ce trebuie să pună pe fiecare să facă. Un muncitor se duce la servici, are sculele acolo și spune, du-te la apartamentul cu tare, du-te în locul cu tare, du-te, fă asta, fă asta, fă asta. Exact așa este în familie, o să vedeți imediat. Femeia harnică n-are nevoie de indicațiile prețioase ale nimănui.
Ferească Dumnezeu un bărbat când pleacă dimineața de acasă, spune, ascultă, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia. Asta ar fi cea mai... aș vrea să văd așa ceva. N-am auzit încă așa ceva. Ia auziți ce face femeia asta. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Este ca o corabie de negoț, de departe și aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noapte, își dă hrană casei sale, împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale, se gândește la un ogor și îl cumpără. Din rodul muncii ei sădește o vie, ea își încinge mijlocul cu putere și șoțelește brațele, vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Și eu credeam că mama nu doarme, se gândește cum să ne chinuie pe noi a doua zi. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul, ea își face învelitori, are haine de in subțire și purpură, face cămășile, vinde și dă cingător negustorului, veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, nu mănâncă pâinea lenevirii. Femeie harnică. Acum cineva ar putea să spună, păi noi nu mai suntem cu fusul în mână, decât probabil știm de fusul orar, nu de alt fel de fus. Și cum adică, pui acoperiș pe casă, să te duci să cumperi un ogor, să... Dragii mei, bineînțeles că ocupațiile s-au schimbat. În zilele de astăzi punem mâna pe alte lucruri. Societatea s-a schimbat. Trăim într-o societate unde nu mai trebuie să facem velitor, că deja le cumperi de la magazin. Și pâinea nu aduci de departe, de undeva, de pe câmp sau mai știu eu de la ce moară, pâinea te duci o cumperi de la magazin. Dar calitatea de a fi harnică este aceeași. Hărnicia este o virtute de căpătâi a unei femei cinstite. În al patrulea rând, ca să încununăm ceea ce spuneam mai devreme, femeia cinstită este o femeie casnică. Trebuie să clarific ceva foarte repede, pentru că ori de câte ori am mai fost la conferințe de familii și am prezentat subiectul ăsta și am spus că trebuie să fie o femeie casnică, toate surorile au căscat ochii mari, că în România casnică însemna să stai acasă. Bărbații s-au împărțit cam în două, unii dădeau din cap fericiți, alții spuneau, murim de foame. Că în vremurile noastre este foarte greu să te poți întreține, să te poți susține și să mai poți și prospera un pic. Știți că avem copii care la un moment dat trebuie dați la școli, prima mașină trebuie să o cumperi tu, haine trebuie să-i cumperi tu, mâncare trebuie să-i dai tu, bani de buzunar trebuie să-i dai tu. Și dacă ai câțiva, cum am avut noi 10 fete avem, 8 căsătorite, ieri ni s-a născut al 14-lea nepot. Încă vă dați seama că sunt foarte bine dispus, mă rog să fie sănătos și cam atât. Avem 8 gineri cu care ne înțelegem de minune. Eu n-am avut odată un schimb de cuvinte cu vreunul dintre ei, fetele ne iubesc, ne respectă, am cumva, cea mai mică dintre ele are 28 de ani, așa că am cam ieșit din tunel. Însă asta înseamnă cheltuieli foarte mari. Uneori, mai ales dacă le dai pe toate la școală, rămâi cu datorii foarte mari. Asta presupune la un moment dat... A venit o zi în care soția mea a venit la mine și mi-a spus, aș vrea să mă duc la școală. Eu m-am uitat, crescuse 10 fete, cea mai mică era deja la școală. M-am gândit, stai dragă, cum e, ce-ți trebuie ție școală acum la vârsta asta, las că ne descurcăm. Dar m-am gândit să supără dacă îi spun să nu se ducă la școală. Știu că era foarte bună la învățătură, când era în școală și lua note bune, m-am gândit, zic, auzi, știi ce, o încurajez, îi spun, du-te, dragă, că după 2-3 luni
El, după ce ai crescut 10 copii, o casă plină de copii, de gălăgie, de... nu mai stă capul ei la învățătură. După 2-3 luni o să vină la mine să-mi spună, auzi, e greu, nu mai poți. Mă, nu e nicio problemă, stau foarte bine. Mi-a convenit. Zic, acum au crescut copiii un pic, când să-mi poarte mie de grijă să mă aranjeze pe mine? Și, acum să merg și eu unde mă duc să o iau cu mine, acum iar de școală. După câteva luni de zile era prima în clasă, nu stăteau tinerele și tinerii din clasă pe lângă ea. Și și-a luat de lucru și lucrează de acasă, dar lucrează. Și ne-a ajutat foarte mult lucrul ăsta. Pentru că pe măsură ce au crescut copiii, au crescut și pretențiile. Și ți-e greu să-ți dai copilul la școală și să fie mai prost îmbrăcat decât ceilalți. Ți-e greu. Nu? Vrei copilul tău să fie și el la fel de bine, să arate bine, să arate frumos, să-l aduci la biserică frumos îmbrăcat. Sunt de părerea că atunci când copiii sunt crescuți și le dăm creșterea, adică îi creștem și le dăm creșterea de primii 7 ani de acasă, e bine să fie mama cu ei. E bine să fie mama cu ei. Pentru că, poate nu știți, cea mai mare putere de asimilare și de absorpție de informații, de imagini, care formează caracterul, este la vârsta copilăriei. De asta spune Biblia, învață pe copil și când va îmbătrâni, nu se va. Dar vine o vreme când e foarte posibil ca poverile financiare de ordin material ale familiei să însemne ca și soția să lucreze. Nu împotriva acestui concept m-am referit atunci când am spus că o femeie trebuie să fie casnică. Ascultați, versetul 21, nu se teme de zăpadă pentru casa ei. Fraților, de la primul până la ultimul, vreau să vă spun că e biblic. A cui e casa? A cui e casa? A ei. Lăsați-o să o vopsească cum îi place. Lăsați-o să pună ce mobilă vrea și ce tablouri vrea și unde vrea. Nu vă băgați, că vă prindeți degetele. Eu am încercat o singură dată. Și au venit câțiva musafiri la noi, care au făcut ochii cât cepele când s-au uitat la o cameră și ce culoare era vopsită. Și a doua zi am spus... du-te și cumpără niște vopsea ce-ți place ție și să vopsim acolo, mai râdă nimeni de mine. Nu e treaba noastră. Treaba ta e să te duci la magazin și să spună, înfășoară covorul ăsta, ia-l pe umeri și du-l acasă. Și pune-l acolo. Vei fi cel mai liniștit bărbat. Că dacă te bagi și spui, alea să-l punem aici mai întâi, îți spune a doua zi, dai iarăși toată mobila la o parte, îl iei și îl pui unde trebuie. Și muncești de 2 ori. Fii om înțelept, e casa ei. E casa ei. E bucătăria ei, ai voie să te duci din când în când să speli vasele dacă trebuie, faci un pic de curățenie, că e prea ocupată, muncește și ea și... Nu, trebuie să mai împărțim lucrurile și acasă. Dar faci curățenie în bucătăria ei, aspiri în casa ei, vopsești casa ei, cu vopseaua ei și împacă-te cu gândul ăsta. Că știi care e chestiunea? Ai să trăiești foarte bine și foarte fericit și foarte liniștit în casa ei. Câțiva bărbați deja îmi dau dreptate, sper până la capătul predicii să-i conving pe toți. E casa ei.
Ia auziți, versetul 27. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei. Iar e casa ei și știe tot ce se petrece în casa ei. Aici, surorilor, mare atenție. Știu că aveți ochi de jur împrejurul capului. Am stabilit lucrul ăsta cu claritate. Folosiți-i să știți tot ce se petrece în casa voastră. Și când spun casa voastră, nu mă refer în sufrageria voastră, în dormitorul vostru, deși și în casa voastră. Tot ce se petrece cu copiii voștri. Voi aveți un spirit de observație extraordinar. Noi bărbații, dacă venim acasă și vedem copilul că stă undeva liniștit într-un colț, a doua zi ne mai și lăudăm. Am niște copii cu minți. Ei, nu știu. Mă aduc aminte de un frate, la noi în biserică mai mergea la ora de rugăciune și când se ducea la ora de rugăciune, vorbea în termeni superlativ de copiii lui, cum stă el de vorbă, cum îi spun copiii că alți copii sunt răi, că ei sunt așa. Era ăsta în culmea fericirii. Și vine odată un profesor de la școala duminicală și spune, frate, cei mai răi copii de la școala duminicală sunt copilul ăsta. Noi suntem ușor de adormit, de anesteziat. Mamele au un spirit de observație mult mai ascuțit. Hai să vă spun o întâmplare, ca să îmi dați dreptate. Uneori vorbim să ne dea Domnul daruri spirituale ca să sprijinim biserica din punct de vedere spiritual. Știți că aveți nevoie de daruri spirituale și ca să vă țineți familiile, să creșteți copiii în frică și temere de Dumnezeu. Stăteam la etajul 6, v-am spus deja. Mama era în bucătărie și gătea mâncare. Geamurile de la apartamentul nostru era înspre spatele blocului și eu mă jucam în spatele blocului. A trecut un cetățean care fuma. Și a aruncat o țigară pe jumătate fumată pe trotuar și a plecat mai departe. Și eu am rămas cu ochii la țigara aia. Știam că pocăiții n-au voie să fumeze, dar ăștia de ce fumează, domne? Taică mi-mi spunea că îi se face rău, că așa s-a pocăit el. Era un fumător înrăit și Dumnezeu, când s-a pocăit, l-a eliberat de patima fumatului, dar nu numai că l-a eliberat, îi era rău de la fumul de țigare. Până în ziua de azi. Dacă vine cineva lângă el și miroase a fum de țigare, se dă fuge la o parte că îi se face rău. Însă, ca copil, cred că aveam vreo 7 ani, m-am gândit, bă, dar ce mirosul avea, ce gust, știam eu de miros, dar aia era aproape. Și m-am dus lângă ea, m-am uitat și șoapta curiozității îmi spune, nu e nimeni pe aici, ia și trage odată să vezi cum e, să satisfaci curiozitatea. N-am întins mâna, dar m-am tot uitat. Mama în bucătărie aude o voce. Du-te și uită-te pe fereastră. Era cu o oală în mână, zice, acum du-te și uită-te pe fereastră. Lăsat oala jos, s-a dus, a uitat pe fereastră și m-a văzut, a plecat uitându-mă de sus, de la etajul 6, vedea numai cum se ridică un firicel de fum în sus. Și aud dintr-o dată un strigăt mai electrocutat. Vino sus! Mă cer scuze, trecut de 60 de ani, nu pot să vă spun ce s-a întâmplat sus. Dar aia e cel mai aproape când am ajuns eu lângă o țigară. Mai aproape de atât n-am ajuns niciodată. Femeia are spirit de observație.
se uită la tine și te citește. N-ați observat când veniți acasă că primul lucru pe care îl face să uită atentă la tine? Ați văzut chestia asta? Tu te uiți pe unde mergi, te uiți pe perete, pe un tavan, te uiți să vezi unde, dacă e mâncarea pe masă, te uiți. Ia să uită la tine, uite așa, să uită la tine. O secundă, două, trei, cinci, te scanează. Să vadă, ești într-o dispoziție bună sau nu, ți-a mers bine sau nu. Așa se uită la copil când vine. Ce ai făcut astăzi? Îl miroase de la o poștă când minte. Femeile n-au cinci simțuri, au șase. Pentru că Dumnezeu le-a înzestrat cu acest simț pentru ca să știe tot ce se întâmplă în casa lor. Folosiți simțul acesta. Casa e voastră. Cinci. Femeia din Proverbe 31 este o femeie darnică. Sentimentul, mila, bunăvoința, astea sunt calități pe care Dumnezeu ni le-a dat și nouă ca bărbați. Dar femeile au o îndoită măsură din ele. Vă aduceți aminte de 2 împărați, capitolul 4, când femeia aceea sunamita se duce la bărbatul ei și spune: auzi, vine omul ăsta al lui Dumnezeu, acest mare proroc, călătorește pe aici, îl mai chemăm și mai mănâncă la noi, dar e obosit, hai să-i facem o odaie să aibă unde dormi. Normal că bărbatul își dă seama, ce inițiativă bună are soția mea. Stimate surori, o femeie darnică, o familie darnică, va primi întotdeauna binecuvântarea Domnului. Și eu nu vreau să spun că nu cred în teologia prosperității, că dacă îi dăm lui Dumnezeu un dolar, El ne dă 10, dacă îi dăm 10, ne dă 100. Să știți că prosperitatea și binecuvântarea nu stă doar în bani. Însă satisfacția de a dărui, ascultați, versetul 20, ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. În momentul în care auzi de o familie unde copiii au rămas orfani, o familie greu încercată, necazuri, cu probleme, bolnavi, surorile sunt în top. Avem departament de surori în biserică, nu ca să facă tot felul de conferințe și să învețe să predice și să se învețe doctrină unele pe altele, că ăsta nu e rolul surorilor, deși l-ar cunoaște. Avem întâlniri cu surorile să le învățăm să fie soții bune și mame bune. Și unele mai în vârstă și mai pregătite le pot învăța pe cele mai tinere lucrul ăsta. Dar, fără să le spunem, primi telefon de când s-a deschis biserica și s-a înființat acest departament. Familie care a fost îndoliată. Știți care este cea mai mare problemă a unei familii îndoliate? Când oamenii sunt supărați, amărâți și distruși să-și facă rost de mâncare. Se duc prin rotație și în fiecare zi ajung acolo oalele cu mâncare, cu ciorbă, cu sarmale, cu tot ce trebuie. Ca să aibă ce mânca, într-un timp în care ei sunt îndoliați și ultimul lucru la care se gândește o mamă, o soție, o bunică, o soră de corp, oamenii care sunt din familie imediată, să pună șorțul în față, să ducă la bucătărie și să gătească. E mare lucru. Când cineva e internat în spital, rămân acasă, mi-aduc aminte că odată a fost soția mea internată în spital o săptămână și fetele până în ziua de astăzi se prăpădesc de râs. Prima zi le-am dus pizza.
Că și în America se mănâncă pizza. A doua, prima zi au spus, pizza. A doua zi iar le-am dus pizza. S-a uitat la ei, au spus, pizza. A treia zi, pizza. A patra zi, pizza. A cincea zi, pizza. A șasea zi le-am adus altceva. Știți ce fantastic este? Auzi că o soră este în spital, dar și când un frate sau un copil este, că mintea persoanei respective nu mai e acasă, e la spital, e acolo unde e suferința, e durerea, să se strângă surorile ciorchine, să spună, tu te duci azi, eu mă duc mâine. Le faci curățenie, să le duci mâncărică. Ce frumos! Ce paradis! O femeie darnică, inițiativele astea n-au cum să plece de la noi, că noi suntem înțepeniți. Noi ne gândim cum să ne ducem, să ne rugăm pentru bolnav, să punem mâinile, să ungem cu un de lemn. Noi avem alte lucruri în cap. Astea sunt ale voastre, surorilor. Și mai mult decât atât, țineți minte un lucru. Când o familie trece prin lipsuri, bărbatul nu se va deschide niciodată către nimeni să spună avem lipsuri. Pentru el este o înjosire a bărbăției lui să se vaite și să se plângă la cineva. Când o familie în lipsuri, dacă sunteți apropiate unele cu altele, femeia este mai repede înclinată să zică, o ducem cam greu. Atunci ea are surori și prieteni în jurul ei. Biserica sare ca arsă. Așa cum s-a întâmplat în biserica primară, nimeni să nu ducă lipsă. Am vorbit despre femeia ideală, care este o femeie tipică, o femeie cucernică, o femeie harnică, o femeie casnică, o femeie darnică. Oamenii se împart în două categorii, simpatici și antipatici. Când interacționez cu ei, din privirile lor, din vorbele lor, sunt plăcuți sau neplăcuți. E o femeie plăcută, e o femeie simpatică. Ia ascultați. Ea deschide, versetul 26, ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Scumpe surori, s-a creat percepția că femeile de obicei sunt clevetitoare și bârfitoare. Și bărbații sunt, dar parcă mai repede trage eticheta asta la partea surorilor. Sunt convins că nu aici în biserica asta, poate în alte părți. Însă ascultați. Clevetirea și bârfa omoară caracterul. Este un act de răutate, este un act de insensibilitate care o transformă pe o femeie într-o persoană nesuferită. Nu mă iertați, dar vă spun, fac economie de timp, ca să nu o iau prea pe ocolite, că consumăm prea mult timp. Am întâlnit multe familii în viață. Și am întâlnit situații în care, fiind mai mulți de față, decât o femeie nu putea vorbi nimeni. Știa totul despre toți. Și n-avea niciun fel de pardon să ne spună tuturor. Poate că la unele le place, dar nu le stă bine. Și noi acum încercăm să devenim o femeie ideală, o femeie cinstită. Să n-aveți impresia că sunteți relevante dacă știți totul, sunați... Hai, dragă, să spun ce am auzit, să spun ce știu.
Să nu aveți... Oamenii culeg informațiile, cumpără informațiile, dar vă detestă. Nu vă apreciază și nu vă respectă. O femeie cinstită este o femeie plăcută, care are învățături plăcute, care își deschide gura cu înțelepciune. Și ca să nu se strice atmosfera, trec la punctul următor. În al șaptelea rând, această femeie este o femeie rodnică. Fiii ei, poate să fie și fetele ei, versetul 28, pe seama mea s-au spus multe snoave. Unii au zis că atunci când Dumnezeu nu dă la cineva băieți, vrea să-i șteargă numele de pe pământ. Obgineream, niciunul n-a vrut să se numească Ionescu și nici nu l-aș fi lăsat. Însă, dacă numele meu e scris în cartea vieții, poate să dispară de aici, de pe pământ, nu-i nicio problemă. Femeia va fi mântuită prin naștere de fii, acolo e o conotație profetică și nu e vorba numai de fii. Asta am spus-o așa pentru că am simțit nevoia să mă apăr. Dar o femeie cinstită, o femeie ideală, este o femeie rodnică. Scumpe surori, înaintea lui Dumnezeu, rolul vostru pe pământul acesta, în afară de a fi un ajutor potrivit pentru bărbatul vostru, este creșteți, înmulțiți-vă și umpleți tot pământul. Cea mai înaltă calitate a unei femei pentru bărbatul ei este că ea e mama copiilor lui. Nu poți să ai o calitate mai înaltă atunci când în relația cu soțul tău. Pe el chestia asta îl frânge, e ceva care te depășește, te umple de emoții. Te uiți la femeia cu care te-a binecuvântat Dumnezeu și spui, asta e mama copiilor mei, îți înmoaie sufletul lucrul ăsta. Fiți atente, sunt femei în istorie care s-au apropiat la marginea prăpastiei ca să atragă nimicirea lui Dumnezeu asupra lor. Aduceți-vă aminte de Eva. Dumnezeu putea să o nimicească în secunda în care a mușcat din fructul oprit. Știți din ce cauză i-a dat Dumnezeu viață lângă Adam? Și l-a lăsat și pe Adam să aleagă și Adam a ales rău, numai ea a fost înșelată, nu Adam. Adam a făcut-o intenționat. Pentru că așa spune Biblia, nu bărbatul a fost înșelat, ci femeia. Pentru că a fost sursă de viață. Dumnezeu a creat-o ca sursă de viață. Vă aduceți aminte de nevasta lui Iov, care îi spune lui Iov, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Ești prea nenorocit ca să mai trăiești. Mă doare de tine, dar un asemenea om, într-un asemenea hal, mai rău se chinuie dacă trăiește. Dacă îl blestem pe Dumnezeu, te omoară și ai rezolvat lucrurile. Și el îi spune, ai vorbit ca o femeie nebună, ce să primim numai binele, răul să nu-l primim? Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului fie binecuvântat. Ascultați, Biblia spune că lui Iov i-a dat Dumnezeu totul dublu. Nu i-a dat 20 de copii, pentru că ăia 10 care au murit n-au fost pierduți. Au ajuns în brațul lui Dumnezeu. Și nici nu i-a dat o altă nevastă. Pentru că așa, în momentul ăla de nebunie, mulți o acuză, dar eu aș compătimi eu, că tot ce a pierdut eu, va pierdu și ea. Iov a avut 10 sicrie pe masă, tot atâtea a avut și ea. Și femeia e un vas mai slab. Și Dumnezeu a îngăduit-o, a iertat-o
pentru că ea era sursa de viață care avea să aducă binecuvântarea celorlalți 10 copii în viața lui Iov. Au fost în istorie ere când viața unei femei a stat în mâna bărbatului, dreptul de viață sau de moarte. Și să n-aveți impresia că bărbații sunt prea de treabă. Când se enervau și se supărau, nu știu ce puteau să facă. Știți care a fost avantajul? Biblia spune ca Dumnezeu să balanceze lucrurile, femeia a fost luată din bărbat, spunea Pavel, dar bărbatul e din femeie, se naște din femeie. Și știți care este avantajul dumneavoastră? Sunteți mamele viitorilor bărbați. Și asta balansează lucrurile. Însă o femeie cu cernică, o femeie ideală, îmbrățișează calitatea de mamă. Se bucură de calitatea de mamă, se uită la copii ca la o binecuvântare. Când biserica este plină de copii, biserica e plină de viitor. Eu nu m-am băgat niciodată sub plapul a nimănui și n-am să vă spun nici câți copii să aveți, nici cât să n-aveți. Dar am să vă spun, copiii sunt o binecuvântare de la Domnul și instinctul unei femei este să fie nevastă și să fie mamă. Rahela i-a spus lui Iacov, dăm copii or mor. Este instinctul tău, nu lupta împotriva lui. Bucură-te și îmbrățișează calitatea de mamă. E o femeie rodnică. Am vorbit despre valoarea unei femei cinstite, despre virtuțile unei femei cinstite. Observați veselia unei femei cinstite. O femeie cinstită e plină de veselie și de bucurie. În versetul 25, ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Copiii ei se scoală și o numesc fericită. O femeie care are asemenea calități este o femeie veselă. Stimați bărbați, e foarte adevărat că sunt unele surori cu un caracter mai melancolic, mai gânditor, nu neapărat sunt triste. Nu neapărat sunt triste. De exemplu, soția mea este un caracter visător, melancolic, pe gânduri. Și probabil și pentru că eu sunt puțin mai, unii spun, mai intransigent, mai... poate așa cred ei, au venit copii și au întrebat pe copiii noștri, cum e fratele Cristi acasă? Da, zice, e veselie mare, suntem, râdem toată ziua. Băi, zic, cum adică râdem toată, când mi-au spus, zic, cum adică râdem toată, zic, eu râd cu voi toată ziua? Adevărul este că la noi în casă a fost veselie, a fost o înțelegere extraordinară. Însă, fiți siguri că soțiile dumneavoastră sunt fericite și sunt vesele. Eu n-am putut niciodată să suport să văd soția mea supărată sau plângând. Așa ceva nu pot să suport. Așa ar trebui să fim. Să vrem să ne facem soțiile fericite și vesele. E încununarea noastră ca bărbați. Când o femeie este veselă și este fericită, asta vorbește despre ce fel de bărbați suntem noi. Și acum, doar câteva cuvinte, dacă se poate, frate pastor, să vorbim și despre bărbatul femeii cinstite. Bărbatul unei femei cinstite îi dă încredere, are încredere în ea. Versetul 11, inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri, că nu-i cheltuie banii, îi strânge împreună cu el. Acum iarăși vorbim puțin de surori, încrederea trebuie câștigată, dar încrederea trebuie acordată. Când îi dai încredere unei femei, îi cresc aripi.
când îți spune, mă duc să cumpăr un ogor, câți bani îți trebuie? Asta în cazul că nu ține ea banii. Probabil îi ține. Dar e frumos să te întrebe. Amin, surorilor? Întrebați, vă rog frumos, întrebați. Mie nu mi-e rușine să spun că eu nu țin bani în, în casă, pentru că în casă trebuie ăla care e un pic mai econom și mai atent cu banii să țină banii. Ori bărbat, ori femeia. Când ai spații prea mari între degete, dă-i la celălalt, ca să ai ce mânca. Versetul 12, ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Când ai o asemenea femeie cinstită, dă-i încredere. Ai încredere în ea. Încurajează-o. Bărbatul ei se scoală și îi aduce laude zicând, versetele 28 și 29, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întrești pe toate. Dragii mei, noi bărbații suntem mai zgârciți cu complimentele, nu știu de ce, am auzit, a zis odată cineva, băi, să nu-i faci complimente la nevoie, că ți se suie în cap. Eu de 40 de ani îi fac complimente, încă nu mi s-a suit în cap. Cu o femeie cinstită, nu se suie în capul nimănui. Nu faceți ca Ion și Maria. Odată s-a plâns Maria la Ion că nu-i zice că o iubește. Și Ion s-a întors aspru și sobru la ea și a spus, auzi, bă, Marie, ți-am spus la început, când am să mă răzgândesc, o să te las să știi. Na, spune-i în fiecare zi că o iubești. Spune că e frumoasă. N-are cum să nu fie frumoasă. Spune că e cea mai cinstită dintre toate. Spune că dacă ai putea să iei o decizie, iarăși tot pe ea ai lua-o de nevastă. Du-i flori. Eu din când în când, dacă că mai greșim, mai mă rog, și nevastă mea nu e o femeie care să-mi reproșeze toată, vezi că aia n-ai zis bine asta, n-ai făcut bine, mă las în pace. Că... Na, nu fac greșeli mari. Își face greșeli mari, poate că m-ar lua de urechi, dar nu. Dar din când în când îi duc un buchet de flori, doar că dacă cumva, ăsta e cel mai bun, îmi pare rău, iartă-mă, un buchet de flori, din când în când. Ea îți face o mâncare bună, când simte că trebuie să-și ceară iertare, îți face o mâncare specială, gătește cum n-a gătit de o lună de zile, de bine, tot îngrijit. Tu-i duci flori. Când a deschis ușa și a văzut buchetul cu flori, ești pe mâini bune. Faceți lucrul ăsta, nu-i mare scofal. Bă, când aveți bani, rupeți de la vecini de undeva, în drum spre casă, luați câteva. Și... frații mei, niște lucruri atât de mici care vor aduce atâta zâmbet și o atmosferă așa de plăcută în familiile noastre. Și ascultați, încununarea pe care o dai soției tale, cum o încununezi? Versetul 23, bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Acum, fraților, ascultați, puteți să dați onoare soțiilor voastre sau le puteți face de râs prin vorbele și prin comportamentul dumneavoastră. Nu știu cum e la dumneavoastră la adunarea generală. Vin surorile sau nu vin surorile, vin frații, nu vin frații, nu știu cum este. Înainte de a spune orice, că noi bărbații avem așa, suntem mai bărbați, ni se pare că ar trebui să ne exprimăm. Nu e nicio problemă. Dacă am făcut-o după Biblie, mai întâi te duci, îi spui personal, mai doi. Nu așa dintr-o dată așteptăm să vină adunarea generală și aruncăm bomba în biserică, direct acolo. Nu așa. Întotdeauna, în public,
Oriunde mergeți, inclusiv la un restaurant când te așezi la masă și pui mâna pe furculiță și cuțit. Nu mai vorbim în biserică, întreabă-te, va fi mândră soția mea de mine? De felul cum mă exprim, de felul cum și ce spun și cum spun și toate celelalte. Pentru că bărbatul ăsta onorează, e bine văzut la porțile cetății. Acum, într-o măsură, probabil și a contribuit la lucrul ăsta, dar și el. Versetul 31. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Eu, după ce m-am convins că într-adevăr am găsit o femeie cinstită și că e mai de preț decât mărgăritarele, din când în când îi mai fac un compliment și îl mai fac și public. Și nevastă mea îmi spune, nu, te rog frumos, nu mai spun, nu. Mai zic, eu împlinesc Scriptura. Biblia zice că trebuie să te laud la porțile cetății. Fraților, din când în când, într-un cerc de prieteni, unde vă adunați, unde sunteți, în loc să vă criticați, că am auzit că unii când merg la câte o șuietă, dați la câte o șezătoare, dați la... A, bărbate, ce vorbim, trebuie să te strâng după el, că trebuie să... Ce bărbat spune, a, cum să... Zice, să uită urât, nu știu unde să mă duc. Și, da. Nu, fraților, lăudați-vă unii pe alții, faceți-vă complimente. Că poate că are și un defect ori două, dar ce, n-are și calități? Și în ultimul rând, copiii femeii cinstite, fiii ei se scoală și o numesc fericită. Ca să o numească fericită, trebuie să întâmple două lucruri. În primul rând, trebuie să o vadă că e fericită și în al doilea rând, tata trebuie să învețe să se poarte frumos cu mama. Niciodată n-am permis ca vreunul din copiii noștri să-i răspundă obraznic. Asta a fost bomba nucleară, am apăsat pe butonul roșu. În secunda în care vreunul din copii i-ar fi răspuns, nu neapărat obraznic, numai așa un pic beligerant. Pentru că o mamă și o soție trebuie să fie fericită. Când e fericită, toți suntem fericiți, fraților. Acum, încă o dată, nu suntem perfecți. Dar dacă ce-am spus în seara asta ne va ajuta pe unul sau doi, care poate am rămas un pic în urmă la anumite capitole, sau o soră sau două care mai au de peticit câte ceva, pe aici, pe acolo. Ne vom pocăi sincer, că toți mai avem și de învățat și de corectat. Și nu contează că unii mai mult sau mai puțin. Însă rugăciunea pe care o înalt spre Dumnezeu este ca în seara asta să fi luat o hotărâre sfântă. Toți. Să fim soți mai buni. Să fim soții mai bune. Să fim copii mai buni. Și pentru cei care nu v-ați căsătorit, țineți minte lucrurile astea. Și împliniți-le din prima zi a căsniciei, că vă va fi cu mult mai bine. Amin.